Doamna profesor Madilena dorește să ne spună o vorbuliță. Doamna este fost profesor de limba germană, o doamnă care mă iubește maxim. N-ați văzut în viața dumneavoastră pe cineva să iubească un alt om necondiționat așa cum o face dânsa. Și de astăzi nădăjduiesc că și arta mea îi va plăcea la fel de mult cum mă place pe mine de vreun an și ceva de când mă cunoaște. Ascultăm, doamnă, mulțumim! Eu, Alexandru Manizatis Bibelbornicios. Eu, Alexandru Manilena, Bibelbornicioasa, Bibelbornicului Alexandru Vlad, am izbovit acest zatis în anul de grație al Domnului, 2018, în cinstea prea iubitei și prea cinstitei fețe a domniei sale, Neluța Stecuț, dragă și scumpă sufletului meu și a fiului meu Vlad. Domnia sa este un strâmp de nădejde al culturii și al artelor din iubita noastră țară, o persoană de o valoare inestimabilă, care face cinste neamului din care se trage. Este o domniță extraordinară, tot timpul, cu zâmbetul pe buze, gata să fie de ajutor oricui. A fost înzestrată de Dumnezeu, cu multe haruri, dar mai ales cu cel artistic. Din tablourile domniei sale mi se dezvăluie o vitalitate aparte care ne face și pe noi să ne contopim cu natura și cu sufletul ei minunat. Domnia sa, un suflet nobil de artist, a avut multe obstacole de trecut, dar nu și-a pierdut speranța și cu mare credință în Dumnezeu a mers înainte, neuitând de unde a pornit, adică de la o pincă și a ajuns la grădică, adică pe culmea cea mai de sus, o persoană respectabilă care numai prin simpla ei prezență te poate să te simți bine. Este o prezență constantă pe firmamentul artelor contemporane românești, făcând o mare cinste neamului nostru. Tablourile domniei sale sunt pline de viață, creații aparte, care încântă ochiul și umplu sufletul de bucurie. O operă care va veni peste timp și veacuri, fiind cinstită și de urmașii domniei sale, dar și de ai noștri. Prin mijloace proprii, artista creează o lume aparte, o lume care iese din anumite tipare clasice, care încântă ochiul și bucură inima. Domnia sa, Neluța, este o persoană cu multă imaginație, care știe să pună în valoare toate elementele găsite în mediul înconjurător. Are mai multe talente născute, dar nu se laudă niciodată cu ele, punându-le în slujba semenilor ei cu dragoste și abnegație. Este un artist desăvârșit datorită trăimilor sale interioare și a minunatelor experiențe de viață. Nu prepetește nimic pentru a reda în opere de o inestimabilă sensibilitate și calibroare a mediului ce o conjoară. Iubește natura și oamenii, slujindu-le o amenație pe amândouă. Este o româncă ce, de mare valoare, care își trage schema prin acest neam românesc binecuvântat de Dumnezeu. A muncit mult, a gândit, a sperat și a creat
operele lui, supra-numită și nelustra bunicăță, ea încântă pe copii cu poveștile ei captivante și minunate. Artist contemporan, care prin conveniul și nivelul său spart cinste țării ei, România, are un suflet minunat, bogat spiritual, o prezență agreabilă, oriunde s-ar afla. Prin toată viața și opera ei, ea ne îndeamnă să fim capul sus, să nu abdicăm în nicio situație, orice de grea ar fi ea. Să ne rugăm! Nu am cuvinte să vă mulțumesc. Doamna